Dacă ar fi să ne gândim după declarația făcută de domnia sa săptămâna trecută în fața studenților de la Universitatea de Științe Politice de la Paris, domnul Cioloș a început să înțeleagă greșeala fundamentală pe care a făcut-o, mai precis incompatibilitatea dintre o democrație parlamentară și funcționarea unui guvern tehnocrat. Vreau să vă dau acest citat al, din luarea de cuvânt a domnului Cioloș. După părerea mea, spune dânsul, nu cred că o democrație se poate construi pe guverne tehnocrat. Frumos! Cred că un guvern tehnocrat este o excepție și nu o regulă și cu atât mai puțin o soluție. Dacă împingem la extrem, modelul unui guvern tehnocrat este un mod de a nega democrația. Aproape că nu mai merită să mai stăm să mai comentăm. În fine, ceea ce vreau să totuși să spun este că nu suntem pentru prima dată într-o situație absolut originală, de democrație originală, dar această situație este total contraproductivă.